pare că asta ne-a fost soarta astăzi nouă celor de la emisiunea Green Report, să ne plimbăm cu mașina prin oraș. Dar de data asta nu sunt singur, drumul nostru continuă prin București împreună cu Florin Piersic Junior. Salut! Salut! Care crezi că este rolul pe care poate să-l joace prezenta ta în emisiune, spre exemplu, în ecologizarea României, respectiv în reabilitarea credințelor oamenilor în, în ecologie? Minuscul. Nu mai am speranță. Sincer, spun că nu mai am speranță la ora asta și sunt din ce în ce mai terorizat, pentru că recunosc motive egoiste. Am un copil și mă preocupă problemele pe care voi le ridicați la emisiune. Și am o problemă în general cu toți oamenii politici, pentru că văd că nu fac decât să-și umple buzunarele. Nu știu dacă zic ceva nou, dar înțelegi, asta e, așa percep eu, așa văd lucrurile. Există o campanie electorală, după aia există alegerile și după aia nimic nu se schimbă. În cel mai rău caz, chiar lucrurile se răutățesc, adică apare încă un șantier și încă un șantier și tot așa. Ori nu știu care sunt soluțiile, nu sunt în măsură să dau soluții, dar nu accept să cresc copilul într-un șantier nesfârșit. Asta e. Nu mai găsești un loc în care să ai, care să poți să respiri aer curat, știi? Ca să nu mai zic că vine câte unul și se bate cu pumnii în piept că a făcut o parcelă de 4x4, a pus un pom și scrie acolo, aici sunt banii dumneavoastră, bărculeț finanțat de primăria nu știu cărui sector și așa. Deci niște ipocrizii, știi? Voi căutați probabil o soluție și sincer am senzația că sunteți Don Quixote cu toții, știi? Cei care faceți emisiuni de genul ăsta. Da, pentru că ne-am asumat rolul. Veți schimba deja, foarte greu mentalitatea. Da, ne-am asumat rolul ăsta, dar eu am mai zis chestia asta la vreo 2-3 interviuri și vreo 5-6 emisiuni. Atâta vreme cât o cauză mai are un partizan în viață, acea cauză nu e pierdută. Nu e moartă, da. Și dacă te-am găsit și pe tine și începând de acum suntem doi, dar am mai avut niște invitații la emisiunile precedente, putem să sperăm că noi vom influența părerile unor oameni, poate puțin la început, dar ceea ce încercăm noi să facem este să atragem atenția, nu oamenilor politici, pentru că ei nu se vor schimba niciodată, ci oamenilor care prin gesturi mici pot să facă un lucru mare. Dacă e să vorbim de ecologie, nu cred că s-a făcut nimic, adică nu cred că vreunul din planurile pe care le au, din proiectele pe care le dezvoltă, țin seama de mediul înconjurător, de faptul că există copii mici. Și revin din nou la mine și la egoismul care mă caracterizează. Păi, realitatea ta ne interesează. Realitatea mea este asta. Până acum 2 ani și o lună, eu nu știam foarte bine, știam, dar nu le percepeam, nu știam că există magazine pentru copii. Acum trec pe lângă ele, n-am cum să nu intru în ele și să mă uit, să zic, uite și jucăria asta, uite și asta. Și atunci e absolut normal să mă obsedeze tot ce e legat de copilul meu și nevoia de aer curat. Nu am posibilitatea să mă duc nu știu unde, să mă izolez într-o cabană în munți, nu știu câți ani, pentru ca ea să respire aer curat și să fie într-un mediu ok. Trebuie să muncesc și să-mi văd de treaba aici. Așa stau lucrurile. Cum facem să cădem la pace, eu și cu autoritățile, știi? Pentru că e un război tacit, dacă vrei. N-am scos niciodată armele, decât, adică am scos armele pe care le am la îndemână, astea pașnice, știi? Că am mai scris o prostie într-o revistă de cultură urbană sau așa ceva. Cred că poate să ajute într-o oarecare măsură, dar părerea mea, apropo de ce faceți și voi, este că rezultatele se vor vedea avea peste 100-150 de ani, dacă lumea asta va mai exista. Da, probabil că da, dar deocamdată astea sunt armele pe care le avem la îndemână și pe această cale îi anunțăm pe prietenii emisiunii Green Report că și sâmbătă viitoare vom avea emisiune. Îți mulțumim foarte mult, Florin. Ok, au trecut 5 minute, da. Bine, și eu mulțumesc.